Salutare YouTube! În ultimele zile am postat videoclipuri care nu erau pe sală, dar asta nu înseamnă că am renunțat la contentul despre antrenamente și nutriție. De aceea, astăzi m-am întâlnit împreună cu o prietenă. Deci, noi discutam dacă să zic cu o prietenă sau... Nu. Ideea e că Teodora este kinetoterapeută. Și o să mergem prin, eu m-am gândit la 4 exerciții. O să facem antrenamentul meu de picioare, de coapse și de fesieri. Ea o să-mi arate încălzirea ei înainte de antrenamentul de picioare. Și la final o să facem un stretching ca să vă puteți râde de mine și să se râdă și ea de mine, pe care ea o să-l facă. Ok? Ok, începem cu capul. Deci asta e încălzirea specifică. Nu, încălzirea generală și după aia încălzirea specifică o să o facem la exercițiile de bază. Stați că facem ceva. Nu vrea să se audă. O să vedeți pe mine atunci. Ok. Deci Teodora îmi zicea că când schimb poziția capului, nu mă duc în hiperextensie, mă duc ușor în lateral, ca să se poată întinde musculatura părții opuse de care mă plec, nu? Am mai făcut și eu o facultate. Să ne amețim. Vrea să mă amețească de cap pe o dată. Încălzită. Ok. Eu sunt mai apucat de felul meu. Știi, și acum la întoarcere batem palma. Asta îmi place să le zic și eu la clienții mei, știi, când văd tot timpul că se lasă pe spate, să strângă fundul și abdomenul și atunci automat. Și cred că cel mai simplu e, știi, acum dacă nu-s cu fundul încordat, cât de mult mă pot lăsa și dacă îmi strâng bucile, simt deja că mă susțin foarte tare. Da. Bun. Bă, ai de capul meu, Teo, nu-mi da de asta. A, cealaltă să nu fie numai pe... Super, îmi place ăsta. Da, e perfect. Astea-s rotații în afară. Da. N-am terminat-o de multe ori. Dar e greșit dacă zici rotații în afară? Ai vrut să-mi dai, bă. Ăsta e și un drill bun când vreți să învățați să faceți mișcarea asta. Că am observat foarte mult, gen dintre toate mișcările care le îi învăț pe oameni când sunt începători, asta e una, da. Că sunt foarte puțini care sunt obișnuiți să se aplece corect din spate și merg din bazin, să-și folosească mușchii picioarelor și merg super mult din... Hai că nu e așa de rău cât credeam. Astea sunt hip circles, nu? Astea de obicei când le-am mai făcut îmi place să mă, așa să testez și echilibru, dar să mă prind de o bară aici, știi, și să-mi lipesc efectiv coapsa și atunci. Ok, am făcut în mare încălzirea generală pentru toate articulațiile, acum următorul pas în încălzire e să facem mișcări care seamănă cu exercițiile pe care o să le facem în antrenamentul propriu-zis, așa că o să facem niște genoflexiuni clasice, 10 repetări. Nu ne grăbim, nu-i competiția, deși dacă ar fi... Teo ar câștiga. La mișcarea asta trebuie să-ți imaginezi că e o minge?
Știu, glumea. Bun, frumoșilor, trecem la partea care îmi place mie, partea de exerciții, și o să începem cu un exercițiu, genoflexiuni, care o să ne lucreze fesierii în regim de întindere. Momentan, pe literatură, partea în care mușchii se întind este partea în care îți dezvolți cel mai bine masa musculară. Deci, ce o să mă intereseze la acest exerciții, la acest exercițiu, este ca să fii cu picioarele cât mai în spate pe platformă, trunchiul să rămână cât de drept și să mă uit în față. Mișcarea asta o să vreau să o facem cât mai mult din genunchi. Lasă-mă, dă numai o dată. Bun, pieptul mare în față, privirea înainte. Ce o să mă intereseze e să mă duc cât mai mult din genunchi în față pentru a-mi câștiga o amplitudine cât mai mare pe coborâre. Fiind aici, cu cât o să ajung cât mai jos, cu atâta o să-mi întind mai bine fesierii. Nu vreau să te văd aici aplecată. Îmi las genunchii să meargă cât de în față. Trunchiul rămâne drept, sus. Pe coborâre o să mă duc cât de încet. Stau o minisecundă jos, sus înapoi. Și acum o să fac eu încă o repetiță. Da, picioarele cât mai în spate, deblochez, mă îndrept sus și el s-a deblocat automat acum. Ai, perfect. Du-te până jos, atingi. Și vreau să te prinzi de mânele astea din față. Pieptul mare, 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 mare. Super. Singurul lucru pe care vreau să-l faci e să nu mai împingi atât de mult în spate și să te văd din prima că rămâi cu pieptul scos. Și lasă să meargă. Ai. Super. Și aici o greșeală, stai un pic acolo jos, pe care o fac multe persoane când ajung obosite, e că își împing food-ul prima dată în sus și ajung ceva. Da, trebuie să împingi tare în pământ. Bun, super, pauză. Trag de asta, te las aici blocată. Trag de asta în jos și l-am lăsat. Trecem la următorul exercițiu. O să facem Romanian deadlift-uri. Dacă la primul exercițiu am făcut genoflexiuni și ne-am lucrat fesierii în regim de întindere pe coborâre, acum tot o să-i lucrăm în regim de întindere, dar în loc să lucrăm musculatura asta anterioară a coapsei, o să lucrăm bicepsul femural și, de fapt, mușchii ischio-gambieri. Am învățat un cuvânt nou. Hai să facem câteva. Și dacă nu-mi place ceva, ce vă zic? Puteți vedea la aceste RDL-uri că mișcarea o face cât mai mult din bazin pentru a-și întinde cât mai mult bicepsul femoral, genunchii îi avem îndoiți puțin, spatele rămâne tot timpul arcuit. Aici o chestie, fii atentă, încearcă numai și zi-mi dacă o să se simtă mai bine, pieptul mare în față și rămâi cu pieptul scos în față pe coborâre. Bun, depărtează un pic de tot mai tare picioarele, prea tare te-ai dus cu ele, și când o să cobor, o să vreau chestia asta cu pieptul mare în față și o să împing și genunchii ușor în afară. Ai, ai. Și acum încearcă să-i îndoi și mai puțin pe coborâre. Împinge-i în afară, pieptul mare în față, privirea înainte. Se întinde mai bine, nu? Bun, frumoșilor, mai avem două exerciții. Am ajuns la al treilea exercițiu care o să-l facem în special pentru fesieri. O să intre un pic și vadrigepsul, partea anterioară a coapsei, dar hip thrust-ul știm că ne lucrează cel mai bine fesierii în regim de scurtare. Îmi place această mașină de bootybuilder și Teo m-a întrebat de ce nu facem la bară. În primul rând, e setup-ul mult mai ușor și picioarele fiind ridicate sus pe o platformă, ai amplitudine extra de mișcare. Hai să începem să facem câteva. La mișcarea asta, vreau să spui picioarele cât mai în jos pe platformă pentru ca gamba cu coapsele tale să aibă cât mai mult un unghi de 90 de grade, deoarece așa o să-ți inhibi mușchii ăstea de aici, din spatele coapsei. De aici, îi ziceam și la Teo, trunchiul îi pus bine pe pedul din spate. De obicei, la hip thrust-ul normal, îi zici că îl pui trunchiul chiar sub omoplaț. Aici îți găsești o poziție cât mai confortabilă. Gen să-l ridici pedul. Nu, îi setat așa. De aici, bărbia o să o ținem în piept ca pe ridicare când ne extindem, să nu ne hiperextindem din spate. Și o să ne ridicăm basinul sus, facem 5-6 repetări. Nice. La exercițiul ăsta cel mai tare
nu se axează pe partea de stretch, se simte aici când e sus, simți acel pump, nu te rupe atât de mult, poți să-l faci mult mai des în timpul săptămânii exercițiile de genul. Sunt mai tare pe quadriceps, cu cât mă duc și cu fundul mai jos, cu atât o să-mi implic și mai tare musculatura asta anterioară. Fă doar asta, vin sus, mă opresc undeva aici și după aia. Da, trebuie să-mi dau asta. Bun, frumoșilor și frumoaselor, terminăm cu ultimul exercițiu pentru fesier. Tot așa o să-l facem în regim de scurtare și o să facem la acest aparat de abducții, sigur ați mai văzut exercițiu, o variație care o să ne lucreze mai mult fesierul mijlociu și partea superioară a fesierului mare. Aici mă interesează să stai cu pieptul un pic scos mai în față și exercițiul super basic. Deschid coapsele în afară și controlez revenirea. La asta am văzut că în America variația asta, unii antrenori o numesc bad girl, știi, și aia l-altă când închizi, e good girl. Asta era gluma la exercițiu bun. O să facem un set 2 de încălzire, e foarte dezamăgită de glumele mele, Teo, și 2 seturi de 20-25 de repetări. M-am ajuns la partea de stretching și Tudor m-a obligat să vorbesc pentru că știe că urăsc să vorbesc și că n-am vorbit niciodată cu un video. Și mi-am terminat cu timpul. Da. Și astea fiind spuse, îmi voi tortura, pentru că poți să-ți dai papuțe jos. Adică, nu știu dacă aș vrea, dar în loc să ții și tu șosete curate. Fai de capul tău. Așa. Și la stretching o să relaxăm tot corpul. Nu mergem doar când dacă am făcut antrenament de picioare, nu facem stretch doar pe picioare. Ok? Mergem cu ceva clasic. Bun. Pune-te așa. Încordează un pic abdomenul. Lasă bacinul jos. Dacă fac atunci pot. Dacă fac atunci pot. Ce bine mă simt acum, Teodora, m-ai băgat un pic în seamă și pe mine. Asta se mai simte bine pentru spate. Deschide un pic spatele acolo. Tudor, uite că puțin la mine. Da, și pune palma. În palmă se ușor te duci cu pieptul în față, da? Coboară-ți când despre călcări. Du-te.
e mai jos. Nu-mi spune că ai ați imobilitatea. Da, și împingi ușor pieptul în față, da? Tu nu faci stretching după antrenamente? Da, da. Minț. Domnilor și domnilor, a trăit în minciuni până acum. E așa? Da. Bun. Deja facem clasă de stretching de om. Poți să pui doar câteva secvențe. Asta ce e? Stretching de naștere? Da, de naștere. Lasă-ți capul jos și trage ușor câte un genunchi. Așa, ok? Lasă-ți picioarele cât mai relaxate. Bine? Relaxează-te. Te rog frumos. Încetul. Să nu fie mișcare așa robotică. Super lin. Cum ai? Gata? Da. Trebuie să fac altul. Poți să faci. A, și ăsta e cel mai bun. Ăsta fă-l tot timpul la antrenamentul, da, de picioare. Pentru pirifon. Da. Dar lăsă-ți capul jos. Și mai poți să faci așa, știi? Cât se întinde mai mult când tragi. Deci eu dacă nu-mi fac ăsta după antrenamentul de picioare, am o febră musculară 3 zile în continuu, unde abia am pus să merg pe stradă. Asta faci. Da, poate circulă mai bine sângele spre creier. Frumoșilor, am terminat antrenamentul, am terminat stretching-ul, m-a chinuit Teodora, ați văzut, face stretching, antrenați-vă. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui Teodora pe partea asta de kinetoterapie, exerciții și tot ce ați văzut în acest videoclip, căutați-o pe Instagram, kinetoterapeut, bară jos Teodora. Mie, dați-mi un like la videoclipul ăsta, abonați-vă la canal, vă mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem la următorul, pa! Pa, pa!